Bună și bine v-am regăsit! Sper că sunteți bine! Vreau să vă prezint un clip despre Emptys. V-am promis că o să vă prezint și acum am un moment în care este liniște, nu se aude gălăgie. Am pus așa produsele pentru că încerc să filmez altfel ca să le vedeți voi mai bine. Bun, și o să încep aleatoriu. Am avut această cremă care este pentru soare, după cum puteți vedea, cu factor de protecție 50 de la Faberlic. Știți că la un moment dat am dat eu o comandă, dacă nu mă înșel, la începutul verii. Însă nu pot să zic că mi-a plăcut foarte mult crema asta, pentru că mi s-a părut prea grasă pentru mine, așa că o să o arunc. Am folosit din ea cam un sfert, dar o să o arunc. Asta este. Apoi am folosit... De fapt, am consumat acest sirop de muguri de brad și îl țin aici de ceva timp. Vedeți că mai e puțin pe fond, dar nu l-am mai băut. A fost foarte bun. Este bun exact pentru perioada asta, acum în care apar gripele și așa mai departe, ne doare în gât. E normal, e schimbarea asta de temperatură și eu chiar vă recomand. Este, uitați, scrie aici Steaua Divină, la plafar se găsește, în altă parte eu nu am văzut. Nu costă foarte mult. Și are ingrediente naturale, puneți apă peste și beți. Și este super ok pentru gât. Dacă aveți gâtul inflamat, dacă știți că răciți ușor, vă ajută foarte mult. Da, pe mine m-a ajutat. Apoi o să arunc aici, am avut scoci și s-a terminat și a rămas rola asta mică. Deci o să arunc. Apoi am avut aici niște șervețele umede de la Baby Love, de la DM. Au fost ok, le-am folosit când am plecat în parc sau pe afară. Au fost în regulă, pe bază de apă mai mult. Apoi aici am avut D3 de la Nature's Way, de la Secom. A fost foarte ok, eu iau de 3 mereu, așa că mă ajută foarte mult. Prefer să le iau pe acestea care sunt gelatinoase, nu mai e nimic în interior, așa, pentru că celelalte care sunt tip pastile, adică vigantolete, nu prea îmi plac. Se simt așa puțin ciudat la gust. Bine, cred că nimănui nu-i plac până la urmă. Aici am terminat acest pachet de dischete, care așa arată. Și scrie pe ele Isis sau Isis, ceva de genul. Le-am luat de la DM, au fost 120 de bucăți și mi-au plăcut foarte mult, să știți. Deci chiar mi s-au părut foarte bune, pentru că sunt din bumbac și nu sunt din acelea care zgârie deloc. Au fost și ieftine, am dat pe ele vreo 5 lei, cred, și 120 de bucăți. Eu oricum nu mă machiez în fiecare zi. Vă spun că mi-au ajuns cam 2 luni de zile, cam așa. Deci dacă sunteți ca și mine și nu vă machiați zi de zi, o să vă ajungă mult timp astea. Chiar vă sfătuiesc să luați din acestea care nu zgârie. Am mai avut unele care aveau o parte abrazivă și una normală și nu mi-au plăcut deloc. Dar astea sunt super ok. Apoi am terminat acest gel de duș de la Pharmacy din gama Naturel, care a fost ok, cu ulei de argan și cu cafeină. Apoi o să arunc aceste măști pe care le-am purtat. Am avut mai multe, bineînțeles, dar am zis să vă arăt și vouă câteva. Aici o să arunc această cutie cu calciu, care are magneziu, vitamina D și calciu. Eu iau în fiecare zi câte o capsulă din aceasta. Știți că vi le-am mai arătat de la plafar. Apoi o să arunc acest șampon de la Oriflame din gama Herix. Este antimătreață, nu știu ce am folosit din el, se vede, cam jumate. Însă nu mi se pare că e atât de eficient. Gama asta Herix e cu duș întors. La unele persoane poate să funcționeze, nu zic nu, dar la mine, sincer, trebuie altceva. Eu vă spun ce șampoane au funcționat la mine. În general, de la Vela, mi se par foarte bune pentru mine, și de la Yves Rocher, acelea cu agave. Și cam atât. Sunt singurile care nu mi-au creat probleme. Credeți-mă că am folosit șampoane foarte scumpe, de vreo 100 de lei, poate chiar mai bine,
Dar am scalpul dificil, asta este, nu toată lumea are același tip de scalp. Aici a fost acest șampon pe care l-a folosit sora mea sau l-a luat pentru cea mică, nu mai știu exact. A zis că nu i-a plăcut. Natural World, nu știu ce, cu ingrediente naturale. Dar nu i-a plăcut, nu știu, cred că ceva din ingredientele astea nu i-a prit. Nu știu exact ce anume. Da. În fine. Pur și simplu mi-a spus să vă transmit acest lucru. Dacă luați așa ceva, să știți că nu e ceva extraordinar. Ea are părul creț ca idee. Aici am folosit acest gel de spălat fața, care este cu extract de struguri și este bulgăresc. Chiar scrie și aici apteca. Și a expirat. L-am păstrat aici de vreo 2 luni de zile să vi-l arăt. Poate chiar mai bine. Nu, cred că din august l-am terminat. Vedeți că nu mai are nimic în el. Mi-a plăcut foarte mult, să știți. Dar mi se pare potrivit pentru perioada verii. E foarte finuț, nu ai probleme cu tenul. E așa delicat. Zici că e, nu știu, nu seamănă cu gelurile obișnuite de spălat fața. Acum mă spăl cu cel de la Yves Rocher, pe care îl știți, că l-am luat dita mai butelca, ca să zic așa, și mi se pare foarte bun. Aici știți aceste măști care sunt cu colagen, mie îmi plac foarte mult, le iau de la DM, sunt mult mai ieftine decât în alte părți, până în 10 lei este un astfel de pachet, îmi ajunge o lună de zile, îi pun sub ochi, dar pe tenul umed, da? Deci după ce mă spăl dimineața, îmi pun pe fața așa puțin jilavă, să zic, și apoi îmi întind soluția aia pe toată fața și nu mai îndau cu cremă, să știți. Și pot să spun că tenul meu arată mai curat. Deci încerc să nu îmi dau cu creme foarte grase, pentru că eu am tenul foarte gras. Și am văzut că, într-adevăr, arată mai bine tenul. Aici o să arunc această cutie. Am avut o agendă micuță, cred că v-am arătat-o la un moment dat. Și a rămas cutia de la ea. Pur și simplu vroiam așa să vă arăt ambalajul. Pentru că agenda aia nu cred că o să o folosesc, că nu prea am cum, adică nu prea am ce să scriu în ea, în fine. Aici am terminat două pachete sau cutiuțe, în fine, cu absorbante. Mi-au plăcut foarte mult. De la Lidl le-am luat. Au costat și puțin, nu mai știu exact cât a fost o cutie, 30 de bucăți. Le-am folosit, mi-au ajuns cam o lună și ceva. Mi-a plăcut foarte mult, să știți. Chiar vă recomand, dacă le vedeți, la Lidl, luați-le, pentru că nu au parfum, nu se simt pe slip, pe chilot când le purtați. Nu sunt deloc deranjante. Sunt din bumbac. Sunt super ok. Uitați, scrie și aici, 100% bumbac. Și este probabil firma sau brandul Siempre. Da. Super, super bune. Chiar mi-au plăcut. Aici o să arunc cutia de la telefonul meu, de la Nokia, care așa arată. Pur și simplu nu mai am de ce să o mai păstrez. Telefonul este ok, a trecut mai bine de un an de când îl am. Funcționează bine, n-are nicio problemă. Apoi, în această cutie au venit acele măști de care vă spuneam că le-am primit. Aici o să arunc această cutiuță în care au fost plasturi pentru bărbie și frunte, pentru puncte negre. Aici o să arunc această cutie în care au fost niște carioci pe care le mai am, dar când vine nepoțica mea în cameră la mine, mai colorează. Și o las pe ea să coloreze. Aici am avut niște absorbante de la DM, dar nu pot să zic că m-au dat pe spate, adică eu nu vă sfătuiesc să le luați. În fine, nu pot zic că mi-au plăcut. Aici o să arunc... mă scuzați. A fost o trusă din asta pentru manicură, dar e foarte proastă, îmi pare rău să spun asta, de la Oriflame. Dacă o să iau alte, nu știu, de la Ladies vă sfătuiesc să luați ustensile pentru manicură sau pedicură. Sunt foarte bune, forfecuțe, unghiere, pile, tot ce vreți voi. Nu știu, pieptăn, au și pieptăn pentru filat și ce mai aveau, perii de păr, foarte bune accesoriile la ei. Dar la Oriflame nu, sunt foarte slabe. Așa, aici unde pot să bag înăuntru, pot să păstrez chestia asta, dar cred că o să arunc treaba asta. Deci asta e o prostie. În primul rând, cuticulele
Trebuiesc împinse, uitați la mine cum e. Eu nu am așa probleme cu cuticule, n-am niște cuticule foarte mari. Trebuiesc înmuiate cu un ulei și împinse foarte puțin, pentru că altfel vă puteți infecta, deci aveți grijă. Nu vă luați după oricine. Mai de mult am pățit o chestie cam urâtă cu cuticulele, deci trebuie să avem grijă după cine ne luăm. Aici o să arunc acest fond de ten de la Impala, de la Ladies, pentru că am folosit mai mult de jumate, nu știu dacă se vede. Dar cumva nu mai are aceeași consistență și nici nu știu dacă a expirat sau nu. În fine, eu l-am de mai bine de un an de zile și aici scrie 12 luni. Așa că prefer să-l arunc, pentru că mi se pare că nu se mai așează la fel de bine pe ten. Apoi, ce mai avem aici? Nu știu, aici sunt niște dischete de demachiat cu care am șters eu ceva și o să le arunc. După care o să arunc această cremă care era cu protecție solară de la Oriflame, dar nu mi-a plăcut, să știți, mi se pare atât de grasă. Deci ea pare foarte lichidă, așa foarte lăptoasă când o pui pe față, dar îngrașă foarte mult tenul. Eu nu vă sfătuiesc să o cumpărați. Nu știu, dacă voi ați luat-o și v-a plăcut, puteți să-mi lăsați în comentarii, dar mie nu mi se pare ceva atât de, nu știu, calitativ. Din păcate, nu pot să zic chestii bune despre ea. Așa că, da, mi-am dat pe mâini cu ea. Pe mâini e perfectă, dar pe față nu. Deci pe față nu e deloc ok. Apoi această monstră de la Royal Velvet o să o arunc. Apoi am terminat acest ulei din arbore de ceai. Bine, nu este original, vă dați seama. Dar este foarte bun, într-adevăr, micșorează coșurile și le ajută, să zic așa, ori să se retragă dacă sunt sub piele, ori să se rupă mai repede. E foarte bun, eu vă recomand să-l luați. Eu l-am avut pe acesta mai vechi, nu pe acela cu lămâie. Foarte bun, mie mi-a plăcut. Apoi am luat chestia asta din gama The One, de la Oriflame, dar nu face nimic, să știți. Deci mi se pare o porcărie. În fine, o am de mult și m-am ținut să o arunc, dar am uitat. Dar, în schimb, am de la Pharmacy, dacă ați văzut unde sunt ojele, există un ulei galben, așa. Ei, ăla e super, super bun. Pur și simplu vă topește cuticulele. Dacă vă dați, nu știu, în fiecare zi, o dată pe săptămână sau când aveți voi timp, o să vedeți în timp că vă topește cuticulele și nu mai trebuie să vă chinuiți să pățiți alte chestii. Aici o să arunc acest fard stick, care este de la Oriflame. Mie îmi place foarte mult fardul acesta. Ia uitați cât am aici. Eu l-am folosit, să știți. Uitați cât a putut să rămână. Din păcate trebuie să-l arunc pentru că l-am de mai mult de un an și, sincer, cred că a expirat. Dar ele sunt foarte bune. Eu chiar vă recomand să luați astfel de produse de la ei. Mi se par mai bune decât celelalte farduri. Acum depinde ce culori vă plac, depinde cum aveți tenul, dar mie mi s-a părut foarte bine. Aici vedeți că am avut calciu, coral D, da? Și cutia v-am arătat-o, deci o să o arunc. Iar aici este o chestie pe care nu vă sfătuiesc să o luați, este de la Faberlic, Sport and Plage, nu știu ce. E o chestie care mă așteptam să aibă altă culoare. Și uitați ce culoare are. Deci mie nu-mi place culoarea asta. Este un portocaliu, cărămiziu, nu știu, o culoare, în fine, să nu zic altceva. Mie nu-mi place culoarea asta, nu pot să zic că mă avantajează. Nu stă nici urât, dar, sincer, mi-am dat și mi se pare că mirosea spirit. O singură dată m-am dat, după care foarte greu se dă jos. Deci eu vă sfătuiesc să nu vă cumpărați chestia asta de la Faberlic, pentru că nu mi se pare că merită. Nu știu. Iar apoi, ce vroiam să vă recomand este, dacă aveți cumva aparat din acela de făcut cafea, la capsule, de la Dolce Gusto. Eu am un aparat, cred că vi l-am arătat la un moment dat. Ei bine, acum puteți să găsiți espresso care este fără cofeină, deci cafea decofeinizată. Nu mai am aici capsulele, dar este foarte bună la gust
Și nu e foarte mare diferență între ea și cea obișnuită. Pot să zic că e mai plăcută la gust decât cea obișnuită și uitați că este organică. Da? Da. Deci cam astea au fost produsele pe care eu le-am terminat în mare parte. Au fost și câteva ambalaje de la diferite produse pe care nu le-am terminat. Dar sper că v-au fost utile aceste informații. O să revin cu un alt clip, bineînțeles. Și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. Acum este sâmbătă și este în jur de 8:30, 9 fără ceva. Mă bucur că am putut să filmez. Sper că s-au văzut bine produsele. Am zis totuși să filmez puțin mai diferit ca să se vadă produsele în totalitate. Și în cazul în care sunteți noi pe canal, vă invit să vă abonați. Dacă ați făcut-o deja, vă mulțumesc foarte mult. Și ne revedem în clipul următor. V-am pupat și să aveți o zi cât mai frumoasă. Pa, pa!